Bună dimineața, dragi prieteni, bine ați venit la un nou gameplay de-al meu. Astăzi conduc un Renault Premium Excellence, sau nu știu cum îi zice. Foarte puturos oricum. Nu știu de ce, dar mă țin de promisiune și fac un gameplay la fiecare tractor. Eu mai aveam puțin și ajungeam la o destinație și de-aia am parcat aici, ca să nu vă plictisesc de-a lungul gameplay-ului. Are 430 de cai putere, cel mai șmecher motor. Nu se... cum să zic eu... nu are foarte multe upgrade-uri. Păcat că nu a făcut chestia asta, sau nu... nu știu... dacă făiau mai multe upgrade-uri, poate și aș arăta și el mai bine, nu știu ce să zic. Asta e maxim ce am putut să fac la el, adică 2-3, nici becuri, nici nimic. Urcă greu, dar și când prinde viteză, da, e foarte stabil în curbe, îmi place. Am mers cu 120 în unele curbe, care cu altele nu aveau aceeași stabilitate. Așa. Păcat că nu are asta, nu are GPS în cabină. E simplă. Prea simplu, zic eu. Da, din câte se vede, am prins viteză. Deci, prinde viteză și stă stabil. Chiar dacă vine un deal, chiar dacă... mai în proporție de 50% îl recomand. Cealaltă 50% nu-mi place că nu are upgrade-uri. Motorul este super mic. Nu, chiar dacă este bine, chiar dacă este el super mic, are putere el să pleacă de pe loc cum trebuie, adică, dar mai greu până și-a el viteza aia, până ajung la 120, mai durează. Asta e prima cursă care fac cu el, probabil să mai fac vreo două, până schimb pe un Scania. Am încercat aseară să schimb pe Scania, dar nu am avut bani necesari. Așa cu ăștia, când am vândut DAF-ul și în cumpărare nouă ăsta, mi-a mai dat aia bani că l-am cumpărat. Deci stai seama ce panorama este. Îmi place că kilometrajul este digital. 8, stai așa că intru în... l-am deocheat. Frânează foarte repede din cauza că nu prea e puternic. Dar n-ai și tu obrazul să te dai puțin pe partea aia, așa. Mi-a luat tot avântul, ce mă enervează ăsta? Interesant, acum observ șergătoarele. Când ajung jos, nu se ridică imediat, mai stau vreo câteva milisecunde, să zic. La restul mergea și imediat, pac, 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 ăsta pac, pac.
ce ceas este. Ăla e. M-a găsit omulețul. Oho. N-a primit mesaj. Nu să și s-a oprit și ploaia asta. Bă, dar nimeni nu găsește mult de muncă. E inacceptabil așa ceva, domne. Domna! Aute, 800, hai de capul meu. Stai dracu acolo până găsești în orașul de muncă. Nu stai și te plimbi pe banii mei. Da, firma văd că e super tare, s-a urcat, orică totul, tot mai sus. Am văzut skin-uri, se chinuie băieți să le facă. Eu prin gameplay-uri o să le fac reclamă. O să las și un site în descriere. Să fie cât mai mulți. De auto. Bratislava. Încă o chestie, acum observ. Ăsta nu are modul ăla de air brake. Nu-l accept, văd. Când pun frână, sunt sunetele vechi, nu e de la mod. Ia. Da, exact. Foarte tare, n-am observat până acum. Sau poate n-am frânat eu așa de des. Da, felicitări Stele pentru meciul de aseară. A
Hai că eu o forțăm puțin pe galben, care de fapt e roșu. Majestic. A, mă. Da, am ajuns la destinație. Fix? Na fix. Da, mulțumesc pentru vizionare. Like, subscribe, comment. Și conduceți în siguranță. Vă salut.